O lăuta Moldovei, tu ai fost de tot uitată, în creanga dumbrăvii roșii ce românul hăulește. Vântul clătina odată mângâiosa ta de poarte. O lăută românească, cine poate să deștepte după timpuri vechi apuse mângâiosul tău sunet? Sau când vei face din nou să zâmbească eroul de plângerea și îngrijirea domnicei părăsite? O lăută a Moldovei, tu ai fost de mult uitată. Odată, în țara noastră, tu țineai angul tristeții la al domnilor ospețe. Când maestrul îmbina al tău sunet cu al oaspeților cântec, tu răscoleai cu duință dragostea nemărturisită a româncelor fecioare. Tu cântai sus și tare biruințele frumoase. Tu îmblânzeai ca prin farmec pe cel mai aspru român. Iar când maestrul tăcea, toți căteau duși pe gânduri, căci ca tine cine alta, o lăută românească, putea cânta mai bine dragostea neprihănită și a eroului izbândă când se întoarce din oștire. O lăută a Moldovei, mai deșteaptă deodată, oricât de neîncărcată este mâna ce se atinge, dar ai tare încântat toate. Deșteaptă-te, o lăută, măcar că eu nu o să scot orice sunet, fără de gust, fără de armonie, din ruginitele coarte. Porțile tale, o lăută, nu sunt în stare să-mi sufletezi încă a oștirilor limbi, iar eroicele pilde a strămoșilor cei demni să nu le uităm nici căi. Aș fi fericit eu însă, dacă al tău antic sunet ar face acum să răsară inima celui ce ascultă. O lăută a Moldovei, ceea ce se deștepți ai putere, ar mânului simțire, ajută neamului meu. Bravo! Adresăm tuturor celor prezenți, bun venit la conferința de presă referitoare la deschiderea Festivalului de Lăută din Cetatea Neamț. Iată că ne aflăm la cea de-a cincea ediție pe care ne-am dorit să o inaugurăm cu câteva versuri venite de pe la 1800. Sunt versuri ale unui poet moldovean ce se trăgea dintr-o familie de înalți dregători din Moldova, care aveau posesiuni pe ambele maluri ale Prutului și care s-au plecat foarte mult asupra istoriei și asupra culturii, asupra literaturii, asupra muzicii în spațiul moldav. Este și surpriza pe care am avut-o descoperind această poezie dedicată pe la 1800 tocmai Lăutei și este, dacă vreți, o confirmare a faptului că acea descoperire care a fost realizată la un moment dat în săpăturile realizate în Cetatea Neamț și care au condus la găsirea unei mici statuete, din păcate fără cap, o statuetă care prezintă în poziție de ședere un muzician cu un instrument cu coarde ciubite, despre care am să-mi permit în cuvintele următoare să las vorbele ce urmează unui coleg al nostru. Este vorba de domnul Ceaușu, muzeograf și arheolog la Complexul Muzeal Județean Neamț, care ne va prezenta, din păcate, săracele informații pe care peste secole le avem despre această statuetă, care a fost într-un fel și la motivul acestui festival. Da, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Referitor la colizarul, așa cum a intrat această campă în literatura de specialitate, ea, într-adevăr, a fost descoperită la Târgu Neamț, la cetate, însă condițiile nu sunt foarte clare. În realitate nu se știe din ce sector al cetății Neamț provine această capră. Cert este o capră de la sfârșitul secolului al XV-lea,
după textura ceramicii și după modalitatea de decor al acestea. Cobzarul este o cahră smălțuită, prezintă unele elemente de vestimentație, cum ar fi cizmele, cu manșetă și cu carâmb, o haină încheiată în trei nasuri de dimensiuni destul de mari. Cu privire la modul în care era utilizată această cahlă, în literatura de specialitate a intrat sub numele de... ea este încadrată în categoria cahlelor de decor. Se puneau deasupra sobei pentru a împodobi camera de sobei. Așa cum de altfel și în Transilvania, exact. Și în regatul polonez. Da, sobele în perioada medievală sunt realizate sub sau acolo în compania lor puternice influențe gotice. De altfel și sova ca tare provine din spațiul central european. Cu privire la analogii, asemenea cahle antropomorfe folosite la decorarea sobelor, cum am menționat pe sus, palineauri, au fost găsite la Suceava trei exemplare, din care în condiții la fel neclare, de altfel nici nu mai există, s-a pierdut piesa, și un exemplar la cetatea Alu. Vă mulțumesc! Voi continua în minutele următoare prin a vă prezenta festivalul în ansamblu. Ca și în anii trecuți, festivalul rămâne într-o structură de 3 zile, cu concerte în fiecare seară, începând cu ora 19. Vor avea loc concerte care sunt susținute de muzicieni invitați de Societatea Română de Lăută, aici reprezentată de domnul Cristian Lazăr, și, de asemenea, poezie medievală, sonete, rondel francez, sonete shakespeariene, care vor fi prezentate de Ordinul Mușatinilor, un ansamblu de reconstituire istorică din Ținutul Rădăuților, de asemenea de Ordinul Basarabilor de la Cluj, care este un ansamblu similar. Sperăm ca poate în anii următori și tineri nemțeni să se alăture acestui proiect și să vină alături de frumusețea pe care poezia medievală o oferă ascultându-o. În zilele noastre, instrumentul a evoluat foarte mult și cei prezenți se vor bucura și de plăcerea de a asculta chitara clasică, nepotul sau stră-stră-nepotul, dacă putem spune așa, lăutei pe care o vedeți și astăzi în fața dumneavoastră. Anul acesta, și ne bucurăm și aș dori să evidențiez în mod deosebit acest lucru, sunt mai mulți organizatori pentru acest festival, de altfel și efortul general făcut de cei 4 organizatori, co-organizatori, sperăm că se va vedea în calitatea festivalului. Este vorba, pe de o parte, de Consiliul Județean Neamț, reprezentant aici de domnul vicepreședinte Manoliu, de Centrul Cultural Petrețuța, pe care îl reprezint, de asemenea domnul Cristian Lazăr, care reprezintă Societatea de Română de Lăută, un alt organizator, și respectiv Complexul Muzeal Județean. Am să continui prin a invita pe domnul vicepreședinte Manoliu să adreseze câteva cuvinte nemțenilor, pe care sperăm să-i vedem un număr cât mai numeros și, de ce nu, sperăm să și recomande acest eveniment turiștilor sau prietenilor care știm că îi vizitează un număr extrem de important în perioada de sezon turistic. Da, bună ziua, ca de obicei, Consiliul Județean, prin reprezentanții săi, întotdeauna vine în întâmpinarea și în sprijinul oricărei acțiuni care, în principal, promovează păstrarea tradiției strămoșești. Considerăm că acest festival se înscrie în acțiuni, între acțiunile
care promovează tradițiile strămoșești. Ne bucurăm că el este pe această locație a cetății Neamțului. Știm că lăuta, spunem noi, este instrumentul muzical care ne reprezintă și care vine din vremuri strămoșești. De aceea am acceptat și am ajutat pe măsura puterii noastre ținerea acestui festival. Îmi pare rău și cred că ar fi fost extraordinar de bine și cu un impact mult mai mare dacă ați fi reușit, și zic eu că ați fi reușit atragerea și a orașului Târgu Neamț și participarea la acest festival, pentru că eu cunosc administratorul și primarul acestui oraș și el este deschis pentru tot ceea ce înseamnă acțiuni, mai ales pe raza orașului. Vă felicit că reușiți pentru a cincea oară și sper să reușiți în continuare, în anul următor, ținerea acestui festival, să devină într-adevăr un festival de tradiție și în același timp să mărim impactul și participarea tuturor factorilor pentru a încerca chiar un impact național și internațional al acestui festival. Locația, vedeți, este extraordinar de impresionantă și generoasă. În același timp ne întoarce în vremurile străvechi. E poate pentru noi o măsură de a arăta că Târgu Neamț, cetatea Neamțului, județul Neamț este un județ care merită vizitat, care are ce arăta tuturor care vin pe meleagurile noastre. Avem, spun eu, am spus că dacă veți vedea harta județului, seamănă cu o mică Românie și Dumnezeu ne-a dat aici și munte și mare. Avem marea noastră, lacul de la Bicaz, avem și câmpie, avem și istorie, avem și istorie ecumenică, avem mănăstiri. Deci, spun eu că județul Neamț e un județ care merită vizitat. Totodată, e păcat ca toți cei care iubesc sunetul suav al lăutei, instrumentul care cred că este similar pentru noi românii cu ceea ce înseamnă harpa, pentru greci, harpa care era instrumentul zeilor, merită să urmărim și să urmăriți toate acțiunile și toate concertele care vor avea loc în zilele următoare. Eu felicit încă o dată pe organizatori și le urez ca la anul să realizeze un festival mult mai cu o participare mult mai numeroasă și cu un impact mult mai mare. Este de apreciat efortul lor, este de apreciat faptul că păstrează tradiția străveche, că păstrează un instrument străvechi pe care trebuie să recunosc eu personal, nu l-am mai auzit cântând de mulți ani de zile. E o încântare pentru ureche, e o încântare pentru ochi, așa că încă o dată felicitări și tot mai mulți ani pentru acest festival. Mulțumesc! Și sperăm să fie un proiect care să continue în echipă, pentru că noi l-am considerat întâi de toate un proiect de turism cultural care poate atrage nu doar din zona Neamțului persoane prezente, ci și din afară. Și poate cea mai bună dovadă este că în anii trecuți, din Ungaria, din Republica Moldova, am reușit să avem oaspeți care nu s-au aflat doar în sală, ci au fost și muzicieni din Ungaria și din Moldova, cum spuneam, care au fost alături de muzicienii români. Am să-mi permit să ofer cuvântul în continuare domnului Constantin Lazar, muzician ieșan, care reprezintă într-un fel astăzi colegii de brazlă, Societatea Română de Lăută, și pe care îl rog să adreseze câteva cuvinte și din punctul de vedere al muzicienilor care găsesc, iată, un prilej de a se întâlni o dată pe an în jurul acestui instrument magnific.
încerc să fiu foarte concis, pentru că deși rar întâlnim încă la noi în țară, sperăm să nu mai fie chiar așa în următorii ani, un asemenea instrument, totuși, cum spuneam, deși era întâlnit, el are o istorie vastă, foarte colorată, plină de peripeții, un fel de, modificări datorate în primul timpului. Sunt profesor de chitară și de la bun început, chiar dinainte de a, profesa, acum fiind angajat la Colegiul de Artă din Iași, înainte de a profesa și a face o carieră din pedagogia instrumentală, am avut în, minte și achiziționarea unui astfel de instrument. Inițial nu am găsit o legătură strictă, să spun, cu, spațiul nostru românesc, acest instrument. Pe mine, interesându-mă inițial, cum am spus, doar instrumentul în sine, sonoritatea sa fermecătoare. Dar, bineînțeles că de-a lungul timpului am încercat să găsesc similitudini, să găsesc legături cu, spațiul nostru. Și a venit o zi în care am citit într-o carte a unui specialist istoric român, care spunea acolo că există, manuscrise din perioada din secolul V, din perioada lui Ștefan cel Mare ca domnitor, existau cântăreți occidentali care veneau la porțile Moldovei și care cântau muzica Occidentului și care, bineînțeles, au fost influențați și de spațiul acesta. Deci, sunt, se pare, izvoare care ne mărturisesc faptul că au un asemenea instrument să fi existat chiar în secolul XV, în spațiul moldovenesc, cel puțin în spațiul moldovenesc. Instrumentul pe care îl vedeți este un instrument din secolul XVI, făcut după o copie a unui mare artist luthier italian, datat modelul original cam 1580 și ceva, nu se știe cu precizie. Este un instrument care are 15 corzi. Este, se acordează oarecum asemănător cu chitara, dar după cum ați observat, sonoritatea este chiar mult diferită. Ceea ce este interesant de menționat pentru publicul larg este că popularitatea acestui instrument, cel puțin în Occident, a fost imensă. Putem spune chiar că în fiecare casă exista o lăută. Chiar dacă în acea casă nu se cânta profesionist, chiar dacă din acest lucru nu, constituia ocupația de bază a, respectivului. Și aici poate am putea face o mică paranteză spunând acea istorioară care ne aduce în, atenție faptul că la moartea unui luthier, destul de experimentat, se pare că s-au descoperit aproape 2000 de instrumente în diferite faze de execuție, ceea ce dovedește că exista chiar o producție importantă. Da, absolut imensă. Nu, are, probabil nu-i locul foarte potrivit aici să spunem cifre, pentru că nu știu ce măsură sunt relevante, dar cu siguranță era cel mai popular și cel mai accesibil, poate vi se pare ciudat, accesibil instrument al epocilor până în secolul XVII și chiar începând de secolul XVIII. Instrumentul ăsta, cum v-am spus, deci este de sfârșit de secolul XVI, are 15 strune, de care aceste 15 le putem înjumătăți și ne ies dublate vreo 7. În fine, modul de acționare este destul de delicat, pentru că degetele mâinii drepte, eu sunt stângaci, în fine, eu le ciupesc cu mâna stângă, asta mai puțin are importanță, degetele care ciupesc corzile trebuie să acționeze două corzi simultan, ceea ce creează această ambianță de aură sonoră, care, în fine, pentru mine personal induce o anumită interiorizare, o anumită interioritate a, mesajului, dumneavoastră ați ascultat, fiecare își poate spune părerea. Cert este că ne bucurăm că există un asemenea festival și că glasul lăutei sperăm să fie din ce în ce mai bine auzit în această zonă folclorică, cum să numesc. Mulțumesc! Mulțumesc! Festivalul care are loc în fiecare seară vor avea loc pe parcursul celor 3 zile de festival o serie de workshop-uri la care participă
lăutiști din România. De altfel, aici putem face o mică paranteză spunând că toți lăutiștii români sunt profesori de chitară la bază, pentru că, din păcate, instrumentul nu se studiază încă în instituțiile de învățământ din România. Este și unul dintre obiectivele festivalului de a determina licee de muzică să abordeze într-o formulă de instrument care poate să fie studiat facultativ într-o anumită formă, dar aici latura juridică este, se pare extrem de complicată. Și dincolo de ceea ce seara oferim tuturor celor care vor trece de porțile Cetății Neamț, pe parcursul zilei, dimineața de la ceasurile 11 până la prânz și după aceea de la ceasurile 15 până seara la concert, în cetate vor avea loc o serie întreagă de elemente de animație cu specific medieval. În partea a doua zilei, școală de dans medieval, spectacole de sonete, comedia de l'arte, scrimă medievală tip arte englezesc și multe alte surprize pe care le-am pregătit celor care vor cumva să se transpună în atmosfera medievală, nu doar să fie simpli spectatori. Și de asemenea nu am uitat nici pe cei mici, pentru care poate aceste lucruri pot să nu fie îndeajuns de atrăgătoare. Și în prima parte a zilei, începând de la ceasurile 11, cum spuneam, le vom oferi spectacole de teatru de păpuși tradiționale. Am adus legendele Neamțului în cetatea Neamț și sperăm ca și cei care nu sunt nemțeni să descopere aceste frumoase legende, de la Panaghia până la toate celelalte legende deosebite pe care Ținutul Neamțului le are. Și în ultimul rând aș dori să amintesc faptul că ne-am dorit să aducem în cetate și frumoasa lume a lui Crangă, grație unei colaborări pe care anul acesta o avem cu teatrul Holzbank din Würzburg, Germania, reprezentat aici de doamna Cristina Ciobotaru, vechi actor ieșan, care va aduce frumoasele vorbe de la Humulești mâine dimineață în cetatea Neamțului și am să îndrăznesc să-i ofer cuvântul pentru câteva cuvinte. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată absolut pentru această invitație. Sunt fericită că există acest festival al dumneavoastră. Vă doresc din tot sufletul să capete aripi de icar și să zboare tare frumos. Iar pentru cei care vor să-l asculte pe Creangă, toată dragostea, pentru, în primul rând pentru ei, prietenii mei de o viață, și pentru toți nemțenii și pentru toți invitații, voi face ce pot mai bine. Mulțumim! Mult succes! Și în încheiere o să îndrăznesc să ofer cuvântul și unuia dintre reprezentanții celor două ansambluri de reconstituire istorică prezente weekendul acesta la Cetatea Neamț, respectiv Mihaela Olar, actor și coordonator al ansamblului din Ținutul Rădăuților. Ordinul Mușatnicilor din Ținutul Rădăuților vă așteaptă, începând cu ora 11, sâmbătă și duminica aceasta, pentru a participa în lumea luminată medievală a Cetății Neamț. Vă așteptăm cu drag să descoperiți sonete de Shakespeare, fabule de la Fontaine, poezie populară de Mihai Eminescu, Cetatea Neamțului de George Coșbuc. Și, bineînțeles, alături de noi să învățați și câțiva pași de dans medieval. Sau câteva elemente de scrimă, pentru cei care sunt mai des voi aici. Acestea fiind spuse, în orele următoare, cei care vor ajunge în cetatea Neamț vor avea ocazia să vadă câteva cântece de realități artistice medievale și în finalul zilei de astăzi, de la ora 19, vom avea un prim concert pe care domnul Constantin Lazar îl va susține și la finalul căruia avem și un discipol despre care am să-l rog să ne spună doar două cuvinte. În fine, întâmplarea fericită a făcut că un discipol, așa cum și care trage cu ochiul și cu urechea de 5 ani încoace. Da, care vine și mă însoțește la acest festival, un fost elev care momentan este student la Conservatorul din Iași, la chitară clasică, a ținut și chiar îi face plăcere să susțină un scurt moment la sfârșitul recitalului meu, moment care, zic eu, să încerce să
să fac o legătură între instrumentul modern cu coarde ciupite, mult mai angajant, mult mai impetuos, și instrumentul vechi, care, bineînțeles, să sperăm că va întregi seara de astăzi. Mulțumim frumos, sperăm să vă întâlnim. Totuși, dacă tot am început într-un cadru atât de frumos și impresionant, vă mai dați un reprezentat un segment, un fragment micuț din ceea ce înseamnă... Da, cu mare frumos asta vă Veselit. Amin. Vă așteptăm la festival în această seară.